Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la cele mai importante știri din industria cripto astăzi, 9 aprilie 2024, când mai avem puțin peste 10 zile, aproximativ până la halving, o zi în care Bitcoin pendulează între 69.800 și 70.000 și puțin, o zi în care putem testa și 69.500, dar în același timp putem vedea o reîncercare a Bitcoin de a testa 71.500. Dar după ce ne uităm pe știri, pe ce se întâmplă în piață, vom analiza și graficele. Un studiu de opinie făcut de cei de la Deutsche Bank spune că până la finalul lui 2024, cei care au fost întrebați sunt de părere că Bitcoinul o să cadă sub 20.000 de dolari. Acum, cred că e foarte interesant de aflat cum au făcut selecția, cum au ales oamenii pe care i-au întrebat, cum au ajuns la media asta. Au ales pe toți cei care au auzit de Bitcoin în 2022, când era bear market. Au ales pe cei care cred că piața așa funcționează, azi e sus, mâine e în jos. Erau mega, ultra optimiști. Ce să zic, șansele ca Bitcoin să ajungă sub 20.000 din nou în 2024, în momentul de față par a fi nule. Dar niciodată să nu zici niciodată. Personal, cred că șansele ca Bitcoin să cadă sub 20.000 sunt undeva sub 10%. Asta e o părere personală, dar asta nu înseamnă că eu consider că este imposibil. La Deutsche Bank vine un articol în zice: This is how. Așa e modul în care Bitcoin ar putea să atingă 150.000 de dolari 14 luni după ce are loc halvingul. E vorba de un model de analiză, da, un tip de studiu, care același model de studiu nu vedea în niciun caz ca Bitcoin să atingă all-time high înainte de halving. Așa că acest model de analiză poate fi considerat nul. Din punctul meu de vedere, Bitcoin poate atinge 150.000 de dolari în următoarele luni sau poate să nu atingă niciodată. Însă, pe considerente bullish, analizând ce s-a întâmplat până acum, din 2022-2023 ianuarie, evoluția Bitcoin a fost de cel puțin 3x. Ca să atingem 150.000 de dolari, ar trebui să facem puțin peste 2x din punctul în care ne aflăm acum. E posibil să apară turbulențe pe parcurs? Da. Începem cu un articol care nu e neapărat din zona cripto, dar este un avertisment. Elon Musk avertizează asupra supremației AI, inteligenței artificiale, în comparație cu oamenii. Da? Putem ajunge să fim dominați de inteligența artificială? Cu siguranță da. În clipa de față, cei ce nu folosesc inteligența artificială măcar o dată pe săptămână, măcar la orice au ei nevoie, sunt ca cei care în 2016-2015 auzeau de cripto, dar ziceau, nu e pentru mine. Da. Deci sfatul meu este mai ales pentru cei care tranzacționați cripto, pentru cei care investiți. Consultați-vă cu inteligența artificială pentru că o să aveți niște surprize. Astăzi cei de la Binance au listat proiectul cu numărul 51 pe care l-au avut în Launchpad și anume Saga. A avut o creștere de 30% și are un volum uriaș, 1 miliard de dolari. Mi se pare de domeniu science fiction, deci un miliard de dolari e aproape în zona în care erau NFT-urile pe Bitcoin. Adică ceva, ce să zic, mega uriaș, foarte mulți bani pentru un proiect la început de drum. Se pare că și fondurile de investiții cripto ating recorduri maxime în 2024, adică acest an, peste 14 miliarde de dolari au fost pompați în fonduri de investiții în cripto. Probabil, mare parte din aceste fonduri sunt investite în Bitcoin, poate și Ethereum. Dar sunt convins că apetitul oamenilor pentru chestii nu neapărat sigure este unul major. Probabil o parte din bani se duc și către meme coin-uri, către NFT-uri, către tot felul de chestii care prezintă un grad de risc ridicat. Partea bună din acest titlu este că interesul cripto pentru fondurile de investiții este unul la cote maxime. Și că vorbeam de investiții în cripto, cei de la Tether, cel mai mare stablecoin, USDT-ul de pe planetă, investesc atât în Bitcoin, cumpărând mii de Bitcoin, dar investesc și în infrastructură pentru a mina Bitcoin.
Aceștia tocmai au terminat o investiție de 500 de milioane de dolari în echipamente de minat Bitcoin. Asta înseamnă că bătălia pentru Bitcoin va fi din ce în ce mai acerbă. Probabil în 3, 4, 5 ani de aici încolo să deții un Bitcoin va fi o chestie extrem de cool, adică va fi ceva wow. Când veți auzi pe cineva, hei, eu am un Bitcoin, o să fie mare chestie. Sunt pe graficul celor de la Bitcoin, pe Binance, Tether în paritate cu USDT-ul. În clipa de față avem acest canal ascendent, da? Hai să-l ascundem un pic, da? Îl vedeți? Este început canalul ăsta pe 4 aprilie, ăsta este topul lui, ăsta a fost suportul lui, da? Dar în clipa de față am testat zona asta, care era rezistență, 69.500, am scris și dimineață pe Twitter, am scris și pe Square, da? Actualmente ăsta a devenit suport. În clipa de față avem canalul ca rezistență, e posibil să-l spargem și să ne ducem în continuare sus. Avem două variante. Acest canal ascendent se poate opri la un moment dat, gen aici, după care să vină un breakout în jos, sau putem să continuăm această perioadă, da? Gen în care testăm, poate ne ducem un pic mai sus, testăm rezistența și vine din nou și îl sparge și ne luăm suport aici sau mai jos. Pentru că altfel, aici avem o structură care poate fi numită un triunghi ascendent, da? De dragul diversității, aș vrea să vă arăt care ar fi targetul dacă noi spargem acest canal. Din punctul meu de vedere, targetul este acesta. Așa că l-am pus trân. Bun, da? Să zicem că la un moment dat spargem canalul, da? Targetul Bitcoin este la 79.082 de dolari. Deci acolo am putea ajunge. Însă, dacă rupe canalul în partea opusă, targetul este aici, la 64.300, unde am mai testat pe 2 aprilie și 3 aprilie, da? Cam asta este piața acum. Ăsta este un canal sideways pe care Bitcoin îl face de ceva timp, vedeți? Sunt multe zile în care am stat în acest canal. Deci cam așa văd lucrurile acum. Dacă ar fi să dau drumul și la indicatori, aș putea spune, hei, ne apropiem de final de corecție, da? Avem suport 50-200 pe 4 ore, da? Și în mod normal am putea continua valul către 73.000, unde am putea din nou să fim respinși. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100.000 de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100.000 de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100.000 de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.